Suntem aici pe scena Ateneului Pastia, iată, alături de vedeta stagiunii 2015-2016, care se va închide mâine. Spun vedeta pentru că întreaga stagiune, de fapt, a stat sub semnul instrumentului pian, instrumentului rege al aparatului simfonic. Dacă am început stagiunea în octombrie 2015, tot cu maestru Viniciu Moroianu, cu un pian închiriat, iată, de această dată închidem stagiunea, tot cu maestru Viniciu Moroianu, dar de această dată cu pianul Ateneului Bastia, cu pianul Focșanului, de fapt. Va fi într-adevăr vedeta serii. Este pianul mult așteptat de către întreaga comunitate, de către noi în special, pentru că el va marca practic un alt început, va reprezenta o formidabilă dezvoltare a stagiunilor următoare și veți vedea programele pe care urmează să le cântăm aici în stagiunea Orchestrei Unirea, în stagiunea camerală, vor fi cu totul altfel. Pianul Bechstein ne va ajuta să avem o stagiune, stagiuni mult mai bogate și, repet, să putem aborda și partituri care până în acest moment n-a fost posibil să le interpretăm aici la Ateneul Bastia. Ați recunoscut, lângă mine se află maestru Viniciu Moroianu, un reputat pianist și cel cu care m-am deplasat acum 2 săptămâni în Germania și am ales acest pian C. Bechstein, model B212, un pian de top, aș putea spune. În orice caz, sunt pianele cele mai bune pe care le fabrică firma Bechstein și unul dintre pianele cele mai de soi din ce se fabrică în lume. Cred că în primele 3 mărci ce există în acest moment la nivel internațional și ne bucurăm că aici la Focșani avem, iată, un pian excepțional, de o calitate, veți vedea, foarte bună. Un pian care sper să îl avem de acum înainte mulți ani, zeci de ani, pentru că Ateneul merita să aibă acest instrument, Focșaniul de asemenea merita să aibă acest instrument, pentru că are o tradiție în spate. Aici a existat Filarmonica de Stat Unirea, au existat începuturi muzicale încă de la începutul secolului XIX, prin urmare, Focșaniu are o tradiție, are un public pentru concerte, un public în continuă creștere și sperăm să, repet, să se simtă o creștere calitativă și cantitativă a întregului program de stagiune. Maestru Vincent Grueger este de 7 ani alături de noi și e din țara de unde provine și pianul. Coincidențele se țin lanț aici la Ateneul Bastia și sigur împreună vom realiza programe care să facă deliciu publicului. Ne vom axa mult pe partituri cu pian. Și
Sper ca să se simtă un apetit mai pronunțat al publicului focșanean pentru concertele Orchestrei Unirea, pentru concertele camerale, pentru că pianul va fi folosit și la recitaluri de cameră, cu ansambluri camerale, va fi folosit săptămâna viitoare și la concursul pentru copii Noelia Prisecaru și la alte evenimente muzicale pe care le vom găzdui aici la Ateneu Bastia. E o mare bucurie, simțim o mare emoție și sper că această emoție să fie mâine înzecită datorită existenței publicului care și el cred că este nerăbdător să vadă, să asculte, să audă acest pian care va căpăta viață datorită maestriei lui Viniciu Moroianu. Aș vrea să îi rog și pe dinții noștri muzicieni să spună câteva vorbe despre evenimentul care va avea loc mâine și despre faptul că, iată, încheiem o stagiune camerală a Orchestrei Unirea, o stagiune care a fost așa sub semnul pianului, dorințe de a avea un pian la Focșani, lucru care s-a îndeplinit și o stagiune bogată în calitate, zic eu, pentru că au fost programe diferite cu cântăreți de operă, cu corul pastorala. Am avut și acel eveniment din ianuarie, când maestrul Arie Levanon, membru fondator al Filarmonicii de Stat Unirea, în anii 48, 49, 50, a venit aici la Focșani și a dirijat o jumătate de program a Orchestrei de Cameră Unirea. Încă un eveniment va fi mâine și sper că aceste evenimente să se țină lanț, astfel încât viața muzicală focșaneană să cunoască o calitate specială și să aibă o ritmicitate așa cum ne-am propus de la bun început. O să rog totuși pe maestru Viniciu Moroianu, pentru că el e cel care a pus primul mâna pe acest pian acolo la fabrica din Germania și l-am ales, ne-am sfătuit și l-am ales împreună să vă transmită dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră cititorilor și telespectatorilor emoția care îl încearcă în aceste clipe. Este într-adevăr o mare emoție cu caracter de unicat într-o viață. Am mai inaugurat un pian la Bacău acum vreo peste 10 ani, un pian Steinway. Dar acesta, într-adevăr, l-am văzut și l-am ales din două instrumente la fabrica de lângă Dresda. Tu poți să-mi spui cum se cheamă localitatea? Seifenersdorf. Este un nume lung. Unde am întâlnit realmente oameni dedicați profesiunii de a construi instrumente care să sune frumos și să bucure publicul. Deci oameni realmente împătimiți care vorbeau de instrumentele pe care le creaseră cu un soi de duioșie maternă, să spun așa. Am avut de ales între două instrumente. Nici nimeni din fabrică nu a scos vreo silabă până când mi s-a părut că acesta, cel din spatele nostru, este cel mai bun. Și atunci cu bucurie mi-au dezvăluit secretul că ei în continuu cercetează tot ce înseamnă un sunet tot mai frumos și mai bogat și că la acest instrument întreaga mecanică instrumentului este făcută la ei în fabrică, nu este adusă nicio piesă de nicăieri din altă parte. Lucrul ăsta se întâmplă de puține săptămâni, spuneau ei, și că sunt
finalizează niște inovații privind calitatea unor materiale, unor pâsle ale ciocănelelor care fac sunetul încă mai frumos și mai rotund și că se bucură că, fără să știu nimic înainte despre acest lucru, mi s-a părut că, evident, acest instrument este mai bun decât celălalt. O simțit-o ca un fel de confirmare a unor cercetări care, iată, au un rezultat artistic cu totul deosebit și care dau unicitate în și mai mare măsură acestui instrument la nivelul întregii țări în acest moment. M-aș mai referi, am citit cu emoție mai de mult o vorbă a lui George Enescu, care a fost și un ctitor de instituții culturale alături de atâtea multe, foarte multe merite pe care le-a avut în cultura românească și care spunea că acele orașe cu instituții culturale, la acele orașe parcă și fizionomia oamenilor de pe stradă este alta față de orașele care nu au astfel de instituții. El se referea sigur și la operă, dar nu numai, în general la tot ce înseamnă instituții de spectacole unde să se facă muzică de calitate. Deci este un fel de experiență inițiatică la nivel de comunitate, care sigur că spectaculos va crește începând de mâine și de la toamnă. Așa cum spunea și domnul director, nivelul de repertoriu și curajul de a aborda partituri pretențioase va fi cu totul altul acum. Cu siguranță că și sound-ul, să spun așa, și implicarea emoțională și artistică a orchestrei se va schimba în raport cu, să spun, cu rotunjimea și cu echilibrul sonor extraordinar acestui instrument și se vor sedui încă mai mult, deci se vor simți poate și mai mulți europeni decât până acum în actul artistic pe care îl săvârșesc aici. Și toate lucrurile acestea nu fac decât să mă bucure imens, fiindcă și eu cred că acest oraș de care m-am îndrăgostit în două trecute deschideri de stagiuni camerale, în 2002 și în 2004, prezențe care au precedat deschiderea actuale stagiuni pe un pian Yamaha împrumutat, orașul și frumusețea acestei săli merita de foarte multă vreme un instrument de asemenea calitate. Cu atât mai mult cu cât Focșani a fost văduvit în mod abuziv prin desfințarea filarmonicii acum niște 10 de ani. A fost o mare tristețe pentru viața culturală a țării în ansamblu ei și iată că venirea acestui instrument și restaurarea sălii și oamenii inimoși și motivați și implicați care au grijă de Ateneul Bastia fac ca acțiunea lor să rodească tot mai adânc și mai frumos. Mâine vom cânta un concert de Mozart, o capodoperă scrisă în ultimul an de viață al lui Mozart, o lucrare de o adâncime și de o introspecție singulare în creația lui Mozart. Și tot programul va sta, de fapt, sub semnul acestui uriaș compozitor și sigur că vedeta serii va fi acest Spian Bechstein, o marcă înființată acum multă vreme, 1853, care, dincolo de orice vicisitudine ale istoriei, s-a menținut pe piața mondială cu multă îndârjire și tenacitate și argumentul principal și unic, de fapt, a fost înalta calitate și răspundere și păstrare a acestui brand. A fost o marcă celebră în perioada interbelică. Cei mai mari pianiști europeni ai de atunci, inclusiv Dinu Lipati al nostru, a avut acasă Bechstein și marca s-a menținut
Ba mai mult, cum spuneam, a tot cercetat, s-a tot reînnoit în această concurență acerbă de pe piață, ca să producă instrumentele frumoase de astăzi, în care, între care vă să cred că dintre cele mai bune este acesta, mai ales că, spuneam, este rezultatul acestor ultime și continue cercetări ale oamenilor minunați pe care i-am cunoscut la fabrică. Așadar, vă invităm la concert pe toți și ne străduim cu toții să fim la înălțimea acestui frumos și unic eveniment. Mulțumim mult, maestre. În loc am pe Vincent Gruger să transmită și-l gândurile sale acum la închidere de stagiune. Da. Să dăm un pic, poate l-a înțeles. Deci, Bechstein astăzi ca instrument, sigur la muzicieni, are un răsunet, o istorie lungă, dar la oameni care stau un pic afară, muzicii de zi de zi, poate Bechstein nu sună așa, poate mai degrabă Steinway. Și nu numai pentru că sunt german, și instrumentul vine din Germania, chiar scrie da. Made in Germany. Mă bucur că s-a ales un Bechstein și pentru un alt fapt. Mă bucur că avem acest minunat instrument acum în Germania, unde am studiat și la Frankfurt și la Essen și în München, unde cunosc bine instrumentele ale conservatoarelor și ale sălele de muzică, de concert sau de cameră sau de filarmonie-cameră. Să zicem, instrumentul standard ar fi cu poate 70-80% un Steinway, aș spune. Nu? Cam, sigur, în Viena, un pic altfel situația, de acolo vine Bösendorfer, dar în sălele mare ale din Europa, instrumentul standard este un Steinway. La fel de bun, dar cu niște diferențe. Când am cântat acum câțiva în prima dată pe un Bechstein nou în Wuppertal, orașul meu natal, am descoperit o altă sonoritate, am ascultat o altă sonoritate, mai mult califat, poate, sau mai mult cum se spune? Calitate. Și de califea, deci un alte sunet de califea, catifelat. Catifelat, exact. Și alte armonicele care scoate instrumentul, pe care nu ne le cunoșteam, pur și simplu. De ce? Pentru că, cum am spus, am studiat și să știe multe instrumente. Steinway are un anumit standard de sunet, de sound, care se reproduce, pe care am recunoscut în toate conservatoare sau în multe săli. Dar Bechstein are altă calitate, alte armonice, alte construcții de clang, de sound, de sunet. Și asta mi place foarte mult, că avem acest fel de această marcă acum aici în sala noastră. Sigur, o să cântăm în viitor și nu numai muzica de cameră, deci lidurile se pot fi acompaniate în serie de liduri, recitare de pian, de pian a patru mâini, muzica de cameră, quartet sau trio plus pian, sunt variante multe și piese, enorm de multe piese de la baroc, unde cântăm, încă nu avem un cembalo, un clavecin, să cântăm totuși și pe pian, până la muzica mai contemporană, deci sunt niște piese parcă de Ibea, de alt compozitor francez, unde se poate cânta și orchestra mai mică. Noi, ca orchestra de cameră, putem să abordăm, afară de Bach și, sigur, și concerte de Haydn și Mozart, Beethoven. După asta va fi mai greu, dar vedem ce putem să facem și sigur mai piese din secolul trecut care s-a compus și pentru pian și orchestra mai mică sau ansamblu mai mare. Da, în aceeași perioadă, în ultimul său an de viață, a compus și penultima simfonie, Mozart, tot de adâncimea greu de scris și ca un mic contrast, tot o piesă foarte interesantă, mi-e pare, o
o simfonie, să spunem, 14, care a compus la 14 ani, simfonia 11, care a compus la vârsta de 14 ani, unde deja se vede o genialitate lui Mozart pe drum. Da, și eu am venit la concert. Poate acum asta a fost un prim pas din nou și următorul, insist la asta, cândva poate avem și o orchestră stabilă cu angajații, cum avem angajat acum în formă de pian, care nu mai va pleca în următorii sute de ani. Și ne trebuie și acum muzicieni, să nu mai plecăm și venim, nu să fim mai stabil aici. Această scenă frumoasă, sală cu acustică foarte bună și în final cu un pian minunat. Vă mulțumim tare mult și vă rog să transmiteți emoția și bucuria noastră către publicul meloman și nu numai, focșanean, și să-i invităm pe această cale ca mâine să umple la refuz sala, pentru că chiar va fi un eveniment pentru focșani care va intra în istoria culturală a orașului nostru. Cu drag! Cu drag!